Oameni de milioane. Like us. Cu Toader Păun. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM ne ajută cu povești. Niște povești despre lucrurile pe care nu ar trebui să le uităm, pe care să le conștientizăm și care să ne ajute să ne croim un viitor mai bun. Dar pornim cumva de la lucrurile pe care undeva în trecutul nostru le-am lăsat neîncheiate. Poate povestea pe care vă spun acum nu se leagă foarte bine, dar se va lega momentul în care pătrundeți pentru moment în modul virtual în Muzeul Abandonului, un proiect unic în spațiul românesc ce vizează maparea culturii abandonului în România. Ioana Drăgulinescu este în spatele acestei idei și este omul nostru de milioane. Bun venit la Europa FM! Bună, Toader! Bine v-am găsit! Așa, titulatură frumoasă asta cu omul de milioane, că nici nu știi cum să stai mai frumos când ești un om de milioane. De ce un muzeu al abandonului? Uite, am primit foarte des această întrebare, pentru că a fost ceva ce ne-a bântuit. Echipa muzeului este o echipă formată din oameni care au lucrat pentru proiecte sociale în ultimii 10-15 ani. Și în tot acest timp ne-am întâlnit cu foarte multe povești, cum spuneai tu, povești foarte emoționante, povești care te scutură așa și te dai seama că micile tale probleme de zi cu zi sunt de fapt extrem de banale. Și toate aceste povești s-au acumulat la un moment dat între noi și am simțit nevoia să le punem undeva. Și așa am ajuns la ideea de a crea un muzeu. Un muzeu al abandonului, ne-am gândit noi că în acest termen, abandon, de fapt putem să cuprindem toate tipurile de suferință care au venit din lipsa de atenție. Acum ne este greu să ne amintim probabil de această mică istorie nefericită a României, dar România are o istorie dramatică legată de abandon, pentru că în 1966 a fost adoptat decretul 770. Din aceste considerente s-au născut deodată 1.600.000 de copii în 2 ani. Au fost chiar mai mulți decât își dorea statul comunist la acel moment și atunci rata abandonului a început să crească foarte tare, a ajuns la niște cote alarmante, cred că 1,6%. Doar că în timp rata de natalitate a scăzut, dar abandonul nu a scăzut. Și abandonul nu a scăzut în România nici după 1989, când acest decret a fost abrogat. A fost una dintre primele schimbări legislative ale României. Deci noi trăim și cu această istorie, dar și cu această realitate în România, că, iată, situația economică, probabil, sau anumite, nu știu, considerente de ordin social ne fac să abandonăm în continuare copii. Acum, tot lucrând la proiect, ne-am dat seama că, de fapt, există mai multe tipuri de abandon, infinite tipuri de abandon. Pe de o parte, avem acest abandon extrem despre care noi vorbim, copiii care ajung să crească în instituții, dar avem abandonurile de zi cu zi pe care le știm cu toții. Copii crescuți în familie extinsă, eu sunt un copil crescut la bunici și mulți dintre prietenii mei au crescut la bunici pentru că părinții nu puteau avea grijă de ei. Copiii care după Revoluție au rămas fără părinți pentru că părinții plecau în străinătate la muncă, teoretic, pentru a le oferi copiilor o viață mai bună. Comunități abandonate, clădiri abandonate. În jurul nostru există foarte multe tipuri de abandon și acest muzeu al abandonului nu este deloc un spațiu al tristeții, ci cred că ar trebui văzut ca un spațiu al speranței. În primul rând ar trebui să înțelegem pe unde ne aflăm noi ca societate din punctul acesta de vedere și apoi să ne gândim ce putem face. Deci noi îl privim cu speranță, să știi. Ioana Drăgulinescu, pentru moment acest abandon are o prezență digitală. Este atât pe Facebook cât și sub forma unui site. Pentru cine nu a intrat și nu își poate imagina cum ceea ce tu ai zis mai devreme se poate transforma într-un muzeu, la ce ar trebui să se aștepte? Ce presupune exact un muzeu al abandonului? A fost enorm de lucru la acest proiect. Am pornit întâi cu partea de social media, pentru că muzeul nostru nu este doar digital, dar este și participativ, adică primim donații de povești, de mărturii de la oameni. Primim 10 de povești, poveștile pe care le veți găsi postate pe social media, pe contul de Facebook Muzeul Abandonului sau de Instagram, sunt poveștile oamenilor de lângă voi. Cele mai multe vin cu rugămintea de a fi anonime, pentru că ei nu vor să-și rănească poate
oamenii care i-au abandonat sau poate că nu vor să mărturisească prietenilor că au trăit o traumă atât de mare. Apoi, Muzeul Digital are un element foarte interesant care n-a fost încă lansat. Noi am scanat o clădire reală. Căminul Spital de la Sighet este unul dintre spațiile simbol pentru ce înseamnă abandon în România. De acolo au pornit, după 1989, imaginile care au făcut în conjurul lumii cu copiii care trăiau în condiții foarte grele. Clădirea a fost închisă ca funcționalitate de orfelinat acum 20 de ani și a rămas cumva așa înțepenită în timp, cu toate hăinuțele copiilor așteptând parcă să îmbrace pe cineva, cu jucăriile răscândite prin clădire, cu măsuțe sau linguri sau farfurii. Este cutremurător spațiul acela și printr-un parteneriat foarte norocos cu primăria din Sighet am reușit să intrăm să facem scanarea tridimensională a clădirii. Deci acum avem un artefact digital în care în curând se va putea intra fie cu ochelari VR, fie pur și simplu navigând ca pe jocurile pe calculator, din tastatură, și veți putea să admirați obiectele și poveștile muzeului ca într-un muzeu real. Veți putea urca scările muzeului, veți putea intra dintr-o cameră într-alta. S-a lucrat foarte mult la această funcționalitate a proiectului și în curând va fi lansată. Echipa care s-a ocupat de acest element tehnic spectaculos a fost coordonată de Ciprian Făcăieru. Echipa de istorici este coordonată de Simina Abădică și echipa de conținut și de comunicare de mine și de Ioana Călinescu. Avem arhiviști în echipă, e un muzeu serios cu tot ce-i trebuie. E foarte interesant că în 2021 vorbim în loc de un muzeu al inovației, al viitorului, al spațiului, al tehnologiei, vorbim despre un muzeu al abandonului. Cât de... E întâmplător, să știi. Pentru că ne-am simțit foarte abandonați în timpul acesta de pandemie. Oamenii s-au trezit între niște ziduri în care le-a fost foarte greu să trăiască cu toate amintirile lor, cu toate traumele lor, au avut timp să le sondeze. Și să știi că aceste mărturii pe care noi le primim oferă vindecare oamenilor. Deci toți cei care reușesc să pună în cuvinte ce au trăit ne spun că se simte liberați. Cât de greu se naște un muzeu, fie și doar digital, cel puțin în prezent? Păi al nostru s-a născut în cam 7 ani. Prima oară când am ajuns la Sighet a fost acum 7 ani și am făcut acolo un interviu din viața mea anterioară de televiziune pe care tu o știi. Și atunci am găsit acest spațiu și am rămas cu gândul acesta la Sighet. Și apoi, în timpul pandemiei, am scos din sertar tot felul de lucruri pe care nu le făcusem de-a lungul timpului și am spus că nu am suficient timp pentru ele. Pandemia mi-a oferit timp. Și apoi am găsit o echipă de oameni dispuși să se înhame la acest proiect, care nu este un proiect punctual. Cred că noi vom lucra în următorii 10 ani la el. Pentru că avantajul unui muzeu digital este că poți să-i pui oricând un nou etaj, o nouă expoziție. Deocamdată vom avea 2 expoziții în muzeu, expoziția Sighet și expoziția Mărturii 21, adică 21 de interviuri din 21 de puncte diferite de vedere referitoare la abandon. Și deja avem planuri pentru următoarele etaje. Deci va deveni un zgârie nori al abandonului în următorii ani. Din ce trăiește acest muzeu? Deocamdată trăiește din 2 finanțări. Eu am avut mare noroc cu o finanțare ARCUP, deci de la Ministerul Culturii, de la Primăria București, și cu o finanțare a FCN de la Ministerul Culturii. Și mă bucur că încă finanțările de stat încurajează astfel de proiecte. Fără ele n-am fi putut supraviețui și am fost așa ca niște copii care primesc cadourile de Crăciun. Noi ne apucasem oricum ca nebunii deja să filmăm, nici nu știam dacă avem bani, nici nu știam dacă se va aproba proiectul, dar deja este un proiect care te bântuie, adică nu mai poți dormi noaptea. Primesc mesaje pe grupul nostru de Muzeu Abandonului, fiecare mai are câte o idee la 1, la 2 dimineața despre cum am putea face mai bine să implementăm proiectul. Apropo de nu pot dormi noaptea, când afli toate poveștile astea, bănuiesc că te încarcă. Cum faci cumva să te detașezi și să cauți și alte povești care să te încarce și mai mult? Și încarcă-te și vindecă, pentru că
Toader, oamenii aceștia sunt niște supraviețuitori într-o manieră de o frumusețe extremă. Adică dacă reușești să supraviețuiești unui astfel de loc și să și zâmbești și să ai și umor și să poți face mai departe bine în jurul tău, mi se pare că e un exemplu fabulos. Știi că noi ne-am hrănit foarte mult din acest muzeu, în niciun caz nu ne-a deprimat. Am reușit să facem la un moment dat un interviu cu Isidor Racuel. El este un supraviețuitor din perioada aceea extremă a muzeului, a căminului Spital de la Sighet. Actualmente locuiește în America și la rândul lui, când a reușit să fie pe propriile picioare, a făcut o fundație, a devenit public speaker, s-a întors la Sighet și își ajută foștii colegi din căminul spital, adică poți lua trauma, și asta vorbeam cu el, să o transformi într-o superputere. Deci orice lucru cumplit se întâmplă poate deveni superputerea ta. Și cred că oamenii ăștia asta au făcut. Cred că sunt niște oameni de milioane, cum ai spune tu. Ioana Drăgulinescu, cât de mult te ajută pe tine experiența din televiziune? Pentru că ai fost un om care s-a ocupat de foarte, foarte multe proiecte frumoase la postul public și nu numai. Cât de mult te ajută să transpui aceste povești astfel încât să le înțeleagă și să le perceapă mai multă lume? Păi, cred că primul lucru pe care îl înveți în televiziune este cum să traduci o poveste în așa fel încât să fie primită, să treacă sticla, așa se spune în televiziune. O poveste poate fi impresionantă, dar dacă nu o pui cum trebuie în context, nu o filmezi cum trebuie, nu este spusă cum trebuie, nu ajunge la public în varianta optimă. Cred că m-a ajutat enorm experiența de televiziune și proiectul are o imensă componentă vizuală. Am făcut 21 de interviuri video, de scurtmetraje, să le spunem, și chiar râdeam că lucrăm într-o echipă foarte, foarte mică și am făcut acest proiect în 3 oameni, eu, un editor și un operator, și am zis că dacă am reușit 21 de interviuri mari în 2 luni de zile, practic putem să ne facem televiziunea noastră din 3 oameni. Nu avem o televiziune, dar avem un muzeu. Dacă găsiți o garsonieră, să știți că au mai fost asemenea televiziuni, ok. Exact. Lăsând glumele la o parte, un asemenea proiect poate fi văzut în 2 feluri, ca ceva minunat sau ca o nouă tendință de a zgândări societatea românească și niște răni pe care e clar că n-am reușit să ni le vindecăm sau la care să găsim niște soluții pe termen lung. Au început să vină și critici. Aveți deja câteva zile de când ați lansat, practic, Muzeul Abandonului în formula sa online. Să știi că nu am primit încă acum, desigur, nu e timpul pierdut. Am primit și ieri întrebarea asta de la cineva, cât hate v-ați luat, am fost întrebați. Acum, în misiunea și viziunea noastră scrie clar că acesta este un spațiu al vindecării și noi și respectăm această misiune și viziune pe care ne-am propus-o, în sensul în care nu am postat absolut deloc fotografii traumatizante. Noi avem în arhivă mii de fotografii deja, care sunt foarte greu de privit, chiar și pentru un om ca mine care sondează acest aspect de 10 ani. Nu postăm așa ceva, scopul nostru nu este să oripilăm oamenii. Nu dăm posibilitatea de a se comenta la mărturii, oprim întotdeauna pe social media comenturile la mărturii, pentru că este un moment extrem de sensibil al unui om care își pune cumva sufletul pe tavă și nu cred că are nevoie de nimeni să-i spună nici de bine, nici de rău, plus că poate nu ne alegem cuvintele cum trebuie. Și atunci am zis că varianta cea mai precaută este asta. Nu am primit niciun fel de mesaj de ură, am primit doar rugăminți de la oameni să generăm o discuție legată de învinovățirea celor care au chinuit copiii și le-am răspuns tuturor în privat că nu acesta este scopul nostru și că nu putem arăta cu nimeni cu degetul, plus că știi ce se întâmplă? Acele spații au fost un iad pentru toată lumea și pentru copii și cred că și pentru îngrijitori. Nu contest că au existat niște scelerați care au găsit acolo mediul perfect de a face rău atât cât au putut, dar cred că cei mai mulți oameni au făcut tot ce au putut ei mai bine în niște condiții oribile pentru toată lumea. Apropo de scop, care este scopul vostru pe termen lung? Există o imensă comunitate a acestor oameni care nu este recunoscută. Oficial, în 1989 existau 100.000 de copii în orfelinate, dar mai vorbim de niște 10.000 de copii care au fost
exportați în timpul regimului comunist, apoi vorbim despre zeci de mii de copii care au fost adoptați după Revoluție, în acea nebunie a copiilor care erau vânduți, tranzacționați pe culoarele de la Intercontinental. Au mai existat niște zeci de mii de copii cu care statul nu mai avea ce face și rămăseseră prin spitale, vreo 50 de mii de copii, adică adunat și numărând generațiile, s-ar putea să ajungem la o sumă impresionantă, nu știu, cred că ne apropiem de jumătate de milion de astfel de copii care, într-o formă sau alta, din diverse generații, au trăit asemenea traume. Mulți dintre ei sunt în străinătate, au fost adoptați de familii din străinătate când erau foarte mici, nu mai stăpânesc limba română și atunci există grupuri pe internet, unele se numesc The Never Forgotten Children of Romania, în care copiii își caută familia spunând, acum mă numesc John, dar cred că mă chema Ion, cred că sunt de undeva din Buzău, mi-aduc aminte că pe mama parcă o chema Ana, vreau să-mi găsesc familia. Și acolo se întâmplă foarte multe regăsiri de familii și atunci ne-am gândit că acest spațiu să fie un spațiu în care jurnaliștii să poată să găsească informații. Noi vom face în curând disponibilă arhiva muzeului, care conține foarte multe documente, să aibă acces nu doar jurnaliștii, dar copiii sau actualii adulți care au trecut prin astfel de experiențe și din România și din străinătate. Deci muzeul dorește să fie o platformă de dialog și de vindecare pentru această traumă și de aducere aminte, pentru că riscul cel mai mare, Toader, este că noi uităm foarte repede momentele grele ale istoriei și în momentul acesta în România nu mai există niciun orfelinat de tip mamut în care să fie 500 sau 700 de copii, dar dacă nu ne aducem aminte și nu scriem undeva pe un zid al muzeului abandonului că așa ceva s-a întâmplat, poate în curând o să ni se pară din nou o idee bună și n-ar trebui să ni se pară. Ioana Drăgulinescu, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Eu mulțumesc. Oameni de milioane. People like us. Cu Toader Băun la Europa FM.